Domnului, vă doresc un sabat frumos, binecuvântat, un sabat înălțător, în care inimile noastre să fie înălțate spre cer și cerul să fie coborât în inimile noastre. Maranata! 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 Mulțumesc! Când am plecat de acasă, când am ieșit câteva timp în urmă din casă, la vreo 2-3 minute a pornit o descărcare de nori. Și cu vânt, și cu ploaie, și cu așa potop. Și atunci mi-am adus aminte de rugăciunea unui pastor, sau mai bine zis de mulțumirea pe care el obișnuia să o prezinte înaintea adunării la amvon, ori de câte ori și începea cuvântul. Și el obișnuia să mulțumească pentru mai multe lucruri lui Dumnezeu la începutul predicii, dar nu uita să mulțumească lui Dumnezeu în mod invariabil, aproape totdeauna. Mulțumim, Doamne, pentru vremea frumoasă de afară. Mai că într-o seară, într-o vineri seara, când trebuia să se ridice, să predice, afară era o vreme înfiorătoare, nu cu ploaie, cu furtună, ci cu viscol și cu ger și cu vânt puternic. Și cei care înfruntaseră vijelia de afară, viscolul de afară, se întrebau acum: va mai putea pastorul nostru să mulțumească lui Dumnezeu pentru vremea frumoasă de afară, că nu mai era niciun fel de vreme frumoasă, un câine nu l-ai fi dat afară? Și așteptau să vadă ce va face pastorul, ce va spune. Și s-a ridicat pastorul și, după ce a mulțumit pentru celelalte lucruri, a spus: îți mulțumesc, Doamne, că nu toate zilele sunt ca aceasta. Așa că poate avem și noi zile când ne-ar fi greu să mulțumim pentru ceva lui Dumnezeu, dar totuși putem găsi un motiv de mulțumire. Și nu toate zilele sunt ca aceea prin care trecem, printr-o criză, printr-o încercare, printr-o situație sau prin alte evenimente. Așa, în ocazia acestei seri, să o împărtășesc un cuvânt din Scriptură. Istoria o las pentru mâine, de mâine dimineață, dar pentru seara aceasta m-aș opri tot la Cuvântul lui Dumnezeu. Și-aș dori să abordez un subiect care în vremea, în perioada comunistă, era riscant să-l abordezi, să-l prezinți. Și acei pastori care îndrăzneau să prezinte un astfel de subiect trebuiau să știe și știau că în săptămâna următoare, luni sau oricare altă zi din cursul săptămânii, după ce țineau astfel de predică, erau chemați la securitate să fie cercetați, să fie amenințați. Și într-o ocazie, președintele Uniunii, în perioada aceea, Pavel Crișan, a prezentat o astfel de predică într-o comunitate din Moldova, din Bacău. Și acum el, când s-a întors, a trebuit să dea raportul și să dea explicații de ce a îndrăznit să prezinte o astfel de temă, pentru care el ar fi trebuit să intervină și să convingă și să determine pe pastor să nu țină. Și tocmai el, cel în frunte, a ținut o astfel de predică cu astfel de temă legată de sfârșitul lumii, a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Și printre motivațiile pe care le prezinte, spune: eu aveam de împlinit o misiune în acea biserică, să conving părinți, copii, să conving cadre didactice, mai ales cadre medicale, și alți angajați că nu este păcat să meargă sâmbătă la școală, că nu este păcat să-și trimită copiii în cazul părinților și că uneori
Și pentru cei care sunt angajați în câmpul muncii, nu este nicio problemă să meargă în sabat la la muncă. Și spune, pentru ca să-i conving pe ascultători că nu am decăzut de la principii, că încă sunt adventist, am mers cu această temă pentru ca să fiu acceptat cu celelalte învățături. Și, nu știu, fratele Lascu, dar și eu am avut o experiență legată de predicarea unei astfel de temă când eram la Fetești, când după un ciclu de câteva teme, imediat am fost chemat la securitate pentru a mi se interzice să continui cu astfel de subiect care, spuneau ei, alarmează, care determină pe oameni să nu se mai mobilizeze pentru construirea socialismului, pentru implicarea în viitorul luminos, strălucit al unei iere care nu s-a mai pomenit vreodată pe fața pământului. Nu trebuia să descurajăm pe oameni cu sfârșitul lumii, cu vremurile grele ale sfârșitului, ci era o altă ideologie. A doua venire nu este doar tema majoră a Scripturii, ci este cel mai important subiect al Bibliei. Aproximativ 300 de profeții din Vechiul Testament tratează prima venire. Și de 8 ori mai multe versete despre a doua venire, în total 2400 de versete sunt în Vechiul și Noul Testament, o parte importantă, un fir călăuzitor, un fir major al Cuvântului Lui Dumnezeu, conduce spre această finalizare a planului de mântuire cu a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Și neamuri de-a rândul, generații după generații, fiecare la rândul ei, a gândit, a sperat, a crezut că venirea Domnului Hristos va fi în timpul acelei generații. Și pentru că ei gândeau și de-a lungul generațiilor s-a perpetuat acest mod de gândire și această credință, mulți erau descurajați să mai predice de acest subiect, despre acest subiect, pentru că erau întâmpinați de ceilalți bajocoritori care spuneau, dar de când este lumea, de când este pământul, toate derulează, toate se desfășoară în același mod și de când sunt părinții noștri, strămoșii noștri, nu s-a întâmplat nimic. Și sceptici întreabă și astăzi, de ce ar trebui să credem că generația noastră va fi martoră la revenirii Domnului Hristos? În timp ce atâtea generații care s-au derulat până acum au crezut lucrul acesta și fără să se împlinit. Aceste generații au dispărut. Vreau să răspund la această întrebare. Poate generația noastră să predice, să prezinte acest mesaj al lui Dumnezeu cu toată convingerea, cu toată hotărârea, cu toată încrederea că acest lucru este posibil să se împlinească, chiar dacă a fost predicat de-a lungul timpului de atâtea generații și nu s-a împlinit. Avem noi, generația aceasta, ceva special, ceva deosebit, ceva ce n-au avut toate generațiile de-a lungul timpului, pe baza căruia să putem spune cu convingere că, da, Domnul Hristos poate veni și trebuie să vină în timpul generației noastre. În Biblie sunt o serie de profeții care și-au găsit împlinire nu cu mult timp mai în urmă de 50 de ani, deci legat de generația noastră. Și aș prezenta câteva astfel de argumente. În Matei, capitolul 24, unul din cele mai importante capitole ale Bibliei, care este prezentată a doua venire a Domnului Hristos, semnele revenirii Domnului Hristos. În
Matei, capitolul 24, versetul 22 spune: și dacă zilele acestea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa, toți ar pieri, toți ar fi nimiciți, totul ar fi distrus. Dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Să și mai clar, ideea aceasta a distrugerii, a posibilității nimicirii, a distrugerii pământului, este prezentată atât de limpede, atât de clar în Apocalips, capitolul 11. Și de aici versetul 18. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta, a venit vremea să judeci pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi proroși, pe sfinți și pe cei ce se tem de numele tău, mici și mari, și să prăpădești pe cei ce prăpădesc, pe cei ce vor să prăpădească pământul. Și genații de alături s-au întrebat, cum ar fi posibil ca neamul omenesc să-și prăpădească propriul pământ, să-și distrugă propriul pământ? Ce mijloace? E reprezentat aici ca o acțiune umană, nu distrugerea finală din partea lui Dumnezeu. Și generații de-a rândul, de-a lungul istoriei, n-au avut un răspuns la o astfel de întrebare. Și este crucial să observăm că omenirea a atins această capacitate de autodistrugere cu ceva mai mult de 50 de ani în urmă, când Statele Unite, după aceea Uniunea Sovietică, au fost primele țări care au dezvoltat și au un program nuclear și au descoperit bomba cu hidrogen, bomba atomică. Primele cercetări au început cu Germania și Hitler era în alergare, în goană, după descoperirea armei secrete. Și făcea presiuni mari asupra oamenilor de știință, asupra savanților, să vină mai repede, cât nu este prea târziu. Și ultimii susținători ai regimului nazist, susținători ai lui Hitler, se amăgeau cu ideea aceasta că din zi în zi, din oră în oră, trebuie să vină vestea aceasta că a fost descoperită arma secretă și am câștigat războiul, deși erau în stadiul final al prăbușirii. A urmat apoi rând pe rând alte țări, s-a format un club al țărilor atomice. Pentru un timp a putut fi ținut sub control această dezvoltare și să fie cunoscută publică descoperirea sau dobândirea capacității de a produce bombă atomică de alte și alte țări. Astăzi lucrurile sunt imprevizibile. Este amenințarea, omenirea este speriată de amenințarea războiului nuclear terorist, fundamentaliștii islamici și alte categorii care ar putea să folosească în mod nepotrivit această armă redutabilă. Dar vestea bună este pentru noi, din partea lui Dumnezeu, că lucrul acesta nu se va produce. Dumnezeu nu va îngădui să se producă lucrul acesta, dar profeția este atât de clară acum și noi, generația noastră, de spuneam, de 50 de ani în urmă, ceva și mai bine, putem înțelege, putem vedea că această profeție ar fi posibil de împlinit dacă n-ar interveni Dumnezeu. O a doua profeție. Există în Vechiul Testament nenumărate profeții cu privire la restabilirea națiunii israelite în Orientul apropiat. Geopolitic, vorbind, punctul culminant al evenimentelor sfârșitului este legat de Ierusalim și poporul Israel. Totul este plasat în această zonă geografică și are în vedere o națiune, un stat, iar istoric se poate constata că secole de-a rândul
N-a mai existat o națiune iudaică, n-a mai existat un stat Israel. După 1500 și ceva, când musulmanii, când turcii au pătruns și au cucerit Orientul, majoritatea covârșitoare a evreilor a trebuit să plece, să răspândească și n-a mai existat de atunci un stat și o națiune în zona aceea. Iar toate profețiile vorbesc despre vremea sfârșitului concentrat legate de această zonă geografică. Și dați seama, secole la rând, generații după generații, oamenii se întrebau cum va veni sfârșitul când nu există condițiile de împlinire a acestor profeții. În decembrie 1917, însă britanici au preluat controlul și Orientului de la turci. Încheierea celui primului război mondial a dus la distrugerea a trei imperii, și printre care și Imperiul Otoman. Și în 1517 englezii propun printr-o declarație publică internațională crearea unui stat pe teritoriul Palestinei. Au mai trebuit însă să treacă încă peste 30 de ani până când acest lucru să se poată împlini. Și în 1948 evenimentul s-a împlinit, a avut loc. După 1948, e drept, au fost momente când lumea arabă a încercat să pună capăt acestei tentative, să preia controlul asupra Ierusalimului. Statele Unite au fost primul stat care au recunoscut noul stat înființat și apoi și celelalte state, însă nici până în ziua de astăzi niciun stat arab nu recunoaște existența legală, juridică a unui stat Israel, dar el există. Și cei care gândesc că evenimentele sfârșitului sunt legate de prezența unei națiuni în teritoriul Palestinei, a statului Israel, astăzi pot să gândească că oricând Dumnezeu poate să aducă la îndeplinire acest eveniment al revenirii Domnului Hristos, al sfârșitului timpului planetei noastre. În profeție se vorbește de asemenea despre două împărății, tot legat de timpul dinainte de venirea Domnului Hristos. În Daniel capitolul 2, așa cum înțeleg că studiați în timpul sabatului, este o derulare a împărățiilor lumii. La un moment dat se face vorbire, se face precizare cu privire la două împărății, împărăția de nord și împărăția de sud, împăratul de la nord și împăratul de la sud. Există o aplicație istorică, când după destrămarea Imperiului lui Alexandru Macedon, printre cele patru teritorii în care se împarte Imperiul, două sunt cele mai importante, la nord Seleuc, care va pune bazele și se va dezvolta din aceasta împărăția de la nord, împăratul de la nord, adică Imperiul Asirian, iar la sud, statul cel mai important, partea cea mai importantă, Egiptul, lui Ptolemeu, considerat și interpretat ca fiind împărăția de la sud. Aceasta este aplicația istorică, pe noi însă ne interesează și o aplicație spirituală, metaforică, legată de aceste împărății, pentru că interpretările pot să difere de la un timp la altul în funcție de gândirea teologică, de descoperirea unor chei pentru profeții și a evenimentelor în mod deosebit. Și asupra interpretării acesteia pentru timpurile moderne, au fost mai multe propuneri, au fost mai multe dezbateri, mai multe puncte de vedere. V-aș propune o interpretare în ocazia acestei seri.
are rezonanță în timpul nostru, în ceea ce vedem noi cu ochii, în ceea ce se derulează în timpul nostru, în fața noastră. Dacă și dumneavoastră veți fi convinși, o puteți adopta, dacă nu, căutați în continuare alte interpretări ale acestei profeții. Cele două împărății, practic, nu sunt două imperii, nu sunt doi împărați, ci ar putea să fie conform a ceea ce se derulează în prezent, în fața ochilor noștri, confruntarea dintre două civilizații. Profeția vorbește despre confruntarea dintre aceste imperii, având în centru statul Israel. Putem însă gândi asupra acestei interpretări, cele două împărății reprezentând două civilizații. O civilizație nordică, civilizația nordică, democratică, prosperă, occidentală-americană, descendentă a civilizației greco-romană, și pentru împărăția de la sud, Egiptul, ce ar putea să fie? Civilizația arabă, civilizația musulmană. Nu descoperim, nu vedem acest conflict atât de puternic între aceste două civilizații. Două civilizații care au în centru conflictului națiunea Israel. Arabii, dacă ar avea o putere și dacă ar fi lăsați din mână, din brațe, izraeliții, arabii ar încerca să-i facă una cu pământul, să-i spulbere ca țărâna în cele patru vânturi. Și există o pornire în rândul unei categorii. Nu putem vorbi despre toată civilizația arabică, musulmană. După cum și din partea cealaltă, izraeliții, de altfel, dacă ar fi lăsați liberi și ar încerca să facă același lucru. Am rămas surprins când, cu mai mulți ani în urmă, am stat un timp în Israel și am avut ocazia, lucrând cu un muncitor în casele izraeliților, să pot sta de vorbă cu persoane, cu fie că erau evrei plecați din România și mai știau românește, fie că puteam discuta în engleză cu ei. Două lucruri m-au surprins. Unu, intram în unele familii și vedeam pe ușorii ușii acolo un însemn. Și vreau să-i provoc, să-i întreb ce reprezintă sulul acesta, ce reprezintă. Și aveam surpriza în unele case să spune, nu mai știu, e ceva legat de tradiția noastră, ceva din istoria noastră, din tradiția noastră. Nu m-am gândit că nu vor să-mi explice, ci repetindu-se această scenă, mi-am dat seama că chiar unii nu mai au legătură cu religia și cu Vechiul Testament. Iar cel de-al doilea lucru, am ajuns într-o familie de izraeliți și la un moment dat gazda, doamna, după câtva timp, nu lucrau câte mai multe zile, să spună durerea, necazul. Zice, nu mai recunosc copilul. Copilul meu nu mai este băiatul meu. Copilul meu acela atât de milos, atât de duios, atât de sensibil, de apropiat de oameni, atât de iubitor. N-a mai rămas în el nimic din toate aceste lucruri. După câțiva ani, nu mai știu când mi-a spus bun, de armată,
S-a întors acasă cu o ură, care ieși în stradă și ar împușca în dreapta și în stânga la musulmani, la arabi. Prin ce-o fi trecut el, ce spălarea creierului, ce educație în acești ani, încât și privirea ei s-a schimbat și totul, nu mai este el. Este un conflict între aceste civilizații, spuneam, care va trebui cumva să izbucnească și să aibă o finalitate. Și noi vedem cât de aproape ar putea fi această finalitate. De aceea generația noastră are atâtea și atâtea argumente pentru a înțelege că Domnul Hristos este posibil să vină în timpul nostru. Mai poate fi adus în discuție ceva, de asemenea altceva pe care generațiile anterioare nu le-au cunoscut. Au văzut profețiile, au văzut unele etape ale împlinirii profețiilor, dar nici o generație n-a fost martor la ceea ce suntem noi astăzi, Uniunea Europeană și timpul sfârșitului. Mie ar trebui să vorbesc de bine Uniunea Europeană și să-mi doresc să țină mai mult Uniunea Europeană, că am două fete care sunt legate de serviciul acesta, dar profeția este profeție. A existat mai multe etape, spuneam, când au fost încercări de refacerea unității europene. Dar una după alta, toate au dat greș, toate au fost spulberate, toate au prăbușit. Ceea ce vedem noi însă astăzi este cu totul diferit de ceea ce au însemnat încercările de unitate europeană realizate de, încercări de la Constantin cel Mare, Justinian, la împăratul Carol cel Mare, pe la anul 800, continuând cu alții, cu Hitler, cu Napoleon, cu Hitler și alții. Ceea ce au încercat toți aceștia să realizeze a fost o unitate bazată pe forță, pe războaie, pe constrângere. Și atâta timp cât au fost puternici și au putut câștiga războaie și cât au putut înfrânge armatele care li se împotriveau, au păstrat o formă de unitate. Dar cum puterea lor a apus, au apus și unitatea creată. Astăzi vedem o Uniune Europeană creată pe alte baze, pe baze de acorduri, înțelegeri, tratate. Este altceva. Și s-ar părea că aceasta este cea mai durabilă și că ar putea să aibă chiar, după unii cei mai optimiști, și perspectivă de viitor. Un parlament, o conducere unitară, fără granițe, o monedă unică, tot ce n-a existat așa ceva nici în visurile cele mai îndrăznețe ale interpreților de profeție din mai mult de 50 de ani în urmă. De asta suntem însă martori la ceea ce ar putea să fie apogeul, maximul, când s-ar părea că totul este deschis, când totul este frumos, luminos, durabil și atât de strânsă această unitate, dar tocmai când nouă ni se pare că suntem cel mai siguri pe un viitor al unității europene, profeția vorbește despre o piatră. O piatră care se desprinde din munte, o piatră care se rostogolește, o piatră care sfarmă, care distruge, care pune capăt împărățiilor lumii acesteia pentru a instaura împărăția lui Dumnezeu. Când vorbim despre ceea ce generațiile anterioare n-au cunoscut, n-au trăit,
n-au putut să vadă cum ar fi posibil împlinirea acestei profeții, de exemplu, Evanghelia, propovăduirea Evangheliei, Matei capitolul 24, versetul 14, spune că Evanghelia aceasta va fi propovăduită în toată lumea și atunci va veni sfârșitul. Predicarea a început cu primii apostoli. Nu existau Biblii, dar ei erau niște epistole vii. Erau marturi credibili a Evangheliei. Persecuțiile romane au condus la formării canonului Noului Testament. Nu erau Biblii, dar spuneam, erau martori, erau martiri. A urmat dominația Bisericii Romano-Catolice cu o predicare a doctrinei, a învățăturii, a viziunii romano-catolice, Bibliile rare. Și toți se întrebau cum va fi posibil să fie predicată Evanghelia aceasta. Au venit zorii reformei protestante și au făcut o deschidere. Monopolul Bisericii Romano-Catolice a fost înlăturat. Era acum și o altă mișcare, o altă putere religioasă care venea cu ceva deosebit și anume cu predicarea Bibliei, Cuvântului Dumnezeu, în limbile naționale, în limbile vorbite. Totuși, începutul predicării în lumea întreagă a devenit posibil tot acum ceva mai bine de 50 de ani în urmă. Oricât a adus secolul misionarismului protestant, misiunile moderne, societățile biblice de răspândire a Cuvântului Lui Dumnezeu, mari misionari ai lumii care au străbătut din Japonia până în India și în toate insulele oceanelor lumii pentru a aduce Evanghelia, dar încă nu se putea înțelege și nu se putea vedea cum ar fi posibil să fie predicată Evanghelia în toată lumea, pentru că atunci trebuie să vină sfârșitul. Spuneam, cu ceva mai bine de 50 de ani în urmă, când a apărut radioul, apoi TV-ul și cele mai noi mijloace de răspândire a Evangheliei prin intermediul sateliților, prin internet. Dar la o parte, îndepărtarea din calea predicării Evangheliei a unui sistem care părea că va avea un lung viitor și puternic, încât va pune în primejdie existența acelui alt lagăr, lagărul comunist, socialist, care vorbea tot timpul despre un viitor strălucit, dar propovăduia, cultiva ateismul, a fost luat și dat la o parte din calea predicării Evangheliei și sutele de milioane de oameni au putut să asculte și să fie martori la predicarea liberă a Cuvântului Lui Dumnezeu. Mai sunt încă zone unde este dificil de pătruns pe linie misionară. Dar așa cum Dumnezeu a rezolvat aceste probleme atât de grele, care se păreau nouă insurmontabile, de nedepășit, tot la fel Dumnezeu va îndepărta și ultimele piedici. Oricât s-a străduit guvernanțe din diferite țări, din China și din alte țări musulmane, să controleze internetul, nu vor reuși și pe toate căile pe care Dumnezeu le are la dispoziție și pe care le vedem atât de largi, atât de deschise, atât de puternice, putem să spunem generația noastră că Evanghelia aceasta poate fi propovăduită în timpul nostru, într-un timp cât mai scurt, într-un timp foarte scurt. Pentru că astăzi există această universalizare, această mondializare a lumii. Când
așezările cele mai izolate, localitățile cele mai îndepărtate, pot fi conectate la sistemele de transmisiuni moderne și Evanghelia poate fi propovăduită în chestiuni de zile, de ore, de timp pe care Dumnezeu l-are la dispoziție. De aceea, generația noastră, privind și acest lucru și multe altele, poate să spună că este posibilă revenirea Domnului Hristos într-un mod cu totul diferit decât au putut să spună cei dinaintea noastră. Comunicarea mondială instantanee poate să conducă la mărturia finală a lui Dumnezeu. Mai putem adăuga și alte și alte lucruri pe care le cunoaștem și nu le mai dezvolt acum. Daniel spune despre creșterea cunoștinței din timpul din urmă. Dar și despre, vorbesc alte pasaje biblice, despre creșterea activității demonice. Și niciodată în istorie n-a fost o intensificare atât de puternică, o creștere atât de mare, pe de o parte, a cunoștinței, a științei, a tehnologiei, dar și pe de altă parte a acțiunii, activității forțelor demonice, forțelor răului, știind că mai este puțină vreme. Concluzionând, generația noastră a fost martora cunoașterii posibilității de autodistrugere a Pământului și nimeni nu se îndoiește de lucrul acesta. Și de potrivă, Pământul acesta poate fi distrus de câteva ori și de către forța nucleară adunată în arsenalele nucleare ale omenirii. Nimeni nu mai se poate potigni legat de ceea ce a fost pentru generațiile anterioare, inexistența unui stat, Israel. Există din 1948 și acționează. Vedem într-un mod cu totul și cu totul evident, atât de puternic, conflictul dintre cele două civilizații, nordică și sudică, între părăția de nord și cea de sud. Vedem Uniunea Europeană într-o formă în care n-a mai existat niciodată în istoria Pământului. Și înseamnă că am atins finalul. Am văzut mijloacele de comunicare, libertatea religioasă instaurată în multe părți a Pământului, această comunicare mondială posibilă, ceea ce se întâmplă într-o parte a cea mai izolată, cea mai îndepărtată a globului, poate fi cunoscut în lumea întreagă în fracțiune de, eu știu, secunde, minute. Ceea ce alte ori trebuiau să treacă zile, săptămâni, luni sau niciodată nu se știa ce se întâmplă într-o parte a Pământului, astăzi în mod instantaneu, la distanță de un clic, suntem de orice informație din lumea aceasta, comunicarea totală, mondială. Vreau să vă spun că toate aceste lucruri, oricât ar fi ele de evidente, nu sunt însă suficiente pentru încheierea lucrării Dumnezeu. E nevoie încă de elementul fundamental, primordial, și anume revărsarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Toate celelalte ne vorbesc despre venirea Domnului Hristos iminentă ca posibilitate. Nu mai avem nicio îndoială, nu mai avem nicio neclaritate, nicio confuzie cu privire la vreo profeție, cum ar putea, nu-i pătrundem sensul, nu. Toate au devenit atât de clare în ziua de astăzi. Dar pentru că această posibilitate să devină realitate, să transforme realitate, este nevoie de puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Și pentru puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu este nevoie de întoarcere la Dumnezeu, de pocăință, de recunoașterea autorității lui Dumnezeu, puterii lui Dumnezeu, de recunoașterea nevoii noastre după Dumnezeu, a dependenței noastre de Dumnezeu, a smereniei noastre, a pocăinței noastre. Este nevoie să fim siguri că numele noastre sunt înscrise în Cartea Cerului, că prin încheierea
legământul nostru cu Dumnezeu, prin încheierea, prin predarea vieții noastre lui Dumnezeu, mântuirea noastră poate fi sigură dacă ne-am încredințat cazul nostru în mâna lui Dumnezeu. Dacă numele noastre sunt descrise în cartea vieții, în cartea cerului. Acest lucru este cel mai important pentru noi și acest lucru l-au înțeles și niște oameni despre care aș vrea să vă spun în încheiere. Mesajul adventist a ajuns într-o localitate din cuprinsul României. Oamenii au primit o parte dintre ei, mesajul acesta, s-au bucurat, au început să predice, au început să convingă și pe alții, iar lucrul acesta a atras ura, mânia și reacția bisericii majoritare. Era ceva care se întâmpla pentru prima dată în localitatea aceea și preotul a încercat să facă orice a crezut de cuvinte, orice ce a putut să facă pentru a îi determina să renunțe, să se întoarcă în biserică și să se dispară orice pocăit din localitatea lui. A încercat tot ce spuneam, cel mai la îndemână a fost să-i amenințe, să-i blesteme, să-i ocărească, să-i sperie, să-i înfricoșeze pe toate căile, dar n-a reușit să-i determine să renunțe. Într-o zi când a mers la oraș, s-a dorit să viziteze și pe un prieten de-al lui, un avocat, și să-i spună durerea lui, necazul lui și ce ai făcut, cum ai procedat. Păi ce să fac, i-am speriat, am amenințat, i-am blestemat. Rău ai făcut că ai procedat în felul acesta. Dacă vei proceda cum îți spun eu, sigur îi vei câștiga, se vor întoarce și vei avea liniște și vei avea pace și nimeni nu te va mai tulbura. Dar te întorci acasă, îi cauți, le faci vizite, vorbești frumos cu ei, îi mângâi, îi binecuvintezi, le vorbești frumos, să faci orice, să te porți frumos cu ei și nu există om care să reziste când cineva se poartă atât de amabil, de frumos și mai ales un reprezentant al lui Dumnezeu, al bisericii. A mers preotul înapoi în localitate, a încercat să pună în aplicație sfatul, s-a cam străduit el să facă, nu era prea la îndemână, nu exvora chiar din lăuntrul lui, dar a vrut să asculte de sfatul prietenului și a văzut însă fără, n-avea niciun rezultat, nicio schimbare. După un timp iar și-a vizitat prietenul și a spus, am încercat și am făcut exact cum mi-ai spus, nicio schimbare. Avocatul a rămas puțin surprins, dar după câteva momente îi spune preotului, mergi acasă, nu mai întreprinzi nimic, stai liniștit, pentru că eu voi fi acolo la tine în parohie peste 2 săptămâni și ți-i voi trimite eu repede, repede. Vor veni la tine să-și ceară iertare și se vor întoarce în biserică, garantat 100%, spun eu. Preotul a plecat cu speranță și aștepta acum vizita, venirea avocatului. Peste 2 săptămâni avocatul a venit, coborâ dintr-o trăsură, cu o geantă neagră în mână, a mers la primărie, primăria a mobilizat pe toți oamenii, era imediat după al doilea război mondial, în 1921, efectuarea sau aplicarea reformei agrare. Au fost chemați oamenii să primească pământ. Și oamenii erau acolo cu sape, cu tot ceea ce aveau ei, unelte, mână ca să facă semne și să facă hotare. Și avocatul s-a adresat și le-a spus, oameni buni, am venit aici ca să vă dau pământ. Dar vreau mai întâi să văd cine sunt pocăiții adventiștii, să vină un pas în față. Și a ieșit un grup de vreo 30-40 de oameni. Și a spus, uite, a scos din geantă un dosar și le-a arătat, le-a spus, numele voastre sunt înscrise pe aceste liste de împroprietărire.
și voi ar trebui să primiți pământ împreună cu ceilalți. Dar vreau să vă spun că nu veți primi o palmă de pământ dacă nu vă veți întoarce în biserica de unde ați plecat. Trebuie mai întâi să mergeți la preot, să cereți iertare, să spuneți că vă întoarceți și numai după ce el confirmă și vă dă scris, puteți veni înapoi și vă voi da pământ. Dacă nu faceți așa, nu veți primi niciun pământ. Dar dacă veți face lucrul acesta, vă voi da cele mai bune pământuri, cele mai fertile. Voi veți alege primii din partea care vi se pare vouă și știți voi aici, din moș strămoș, că este partea cea mai fertilă. Adânticii s-au uitat unii la alții și ca la un semn au pus sapele pe umăr și au făcut stânga împrejur și parcă vreau să se depărteze, când unul dintre ei a spus celorlalți, ai, mai rămâneți puțin. Haideți să spunem și domnului avocat, de ce renunțăm, de ce plecăm? Domnule avocat, ne-ați spus că dacă nu vom accepta să ne întoarcem de unde am plecat, ne veți șterge numele de pe listele dumneavoastră de împroprietărire. Și am vrea să vă spunem de ce suntem gata să renunțăm. Suntem gata să renunțăm pentru că noi dorim ca numele noastre să rămână înscrise pe lista cerului. În cerul există o carte, există o listă cu numele acelora care iubesc pe Dumnezeu, care s-au întors la Dumnezeu, care doresc mântuirea din partea lui Dumnezeu și vor să slujească pe Dumnezeu. Da, ne-ar fi interesat să avem o bucată de pământ pentru noi, copiii noștri, existența noastră, dar nu vom renunța niciodată la moștenirea împărăției lui Dumnezeu pentru un pământ aici, care și așa îl vom pierde într-o zi. Puteți să ne ștergeți de pe aceste liste, dar nu veți ajunge, ci nimeni nu ajunge și nu poate să ne șteargă de pe lista cerului. Și am vrea, domnule avocat, ca într-o zi și dumneavoastră să înțelegeți lucrul acesta și să prețuiți ce prețuim noi și să aveți și dumneavoastră numele înscris pe această listă a cerului, în cartea vieții lui Dumnezeu. Și după ce au dat aceste explicații, iar au dat să se întoarcă, să plece, să se depărteze, dar de data aceasta avocatul le-a strigat, oameni buni, rămâneți pe loc. Veți primi și voi la rândul cetei voastre, la rândul numelui vostru, odată cu ceilalți, pământ acolo unde va fi cazul. Și după ce a încheiat, a dat pământ la toți, inclusiv la adventiști, s-a întors la preot și a spus, lasă pe acești oameni în pace. Dacă eu n-am putut să-i conving că nu le dau pământ dacă nu renunță, știind cât de legat este țăranul de pământ, când oamenii fac moarte de om pentru o palmă de pământ, pentru un hotar și pentru o bucățică de pământ, nu mai țin cont de frați, de surori, de părinți, de rude, de vecini. Și dacă eu n-am putut să-i conving să renunțe, spunând că le dau pământ, nimeni nu va putea să-i convingă. Lasă-i în pace. Nu te mai lua de ei. Și adventiștii au avut liniște, au avut pace și s-au dezvoltat în localitatea aceea, pentru că acei oameni au dorit din toată inima, cu toată puterea, ca numele lor să rămână în cartea vieții, pe lista cerului. Să facă Dumnezeu ca aceeași dorință să fie și în sufletul nostru, în inima noastră, să prețuim mai mult decât orice în lumea aceasta, împărăția lui Dumnezeu, moștenirea vieții veșnice și a lui Dumnezeu să fie toată slava și lauda acum și în veci de veci. Amin.